Liga 1, Chindia, CFR Cluj, duminică, ora 18:30, Digi Sport 1. Liga 1, Craiova 1948, Universitatea Craiova, duminică ora 9:30 PM, Digi Sport 1. Nu este voie. Andrei Prepelițe și-a criticat jucătorii după RC Rapid FC 2-1, analizăm și analizăm pentru nimic. În prima repriză, nu ne au surprins cu nimic. Ne luăm un obiectiv neașteptat, pentru că nu au avut nicio ocazie. În prima repriză, am avut oportunități foarte mari, apoi nimeni nu a plecat gol, nu avea voie să fie liber, a făcut de 3 ori, nimeni nu a mai rămas pentru a bloca lovitura. Apoi, aceleași probleme după ce am primit obiectivul, am avut o cădere și nu explic de ce. Analizăm și analizăm din nou și primim, de asemenea, obiective de genul acesta. În prima repriză, în timpul demarcației pe care le a făcut Costache, Tofan știa, am spus toată săptămâna, dar a grăbit. Păcat, pentru că a fost un meci în care am putea concentra sau punctele, a spus Andrei Prepeliț. Andrei Prepelițe, Bertrand nu a luat nicio măsură una câte una, de aceea am schimbat-o. De asemenea, Arges a marcat un gol și ar putea chiar să se egalizeze, dar au plecat învins de Giulești. Și cu Sepsi, aceleași oportunități. Poate că oportunitatea lui Bertrand este scuzabilă, dar jocul său a scăzut. Mă așteptam mai mult la el, pentru că poate dezechilibra adversarul, dar nu a luat nicio măsură, de aceea am schimbat, a spus Prepelița. După 4 etape, FC Argeș a obținut 2 victorii și 2 înfrângeri. Video cu rezumat rapid de potrivire, FC Argeș 2-1. Etichete Andrei Prepelița, Rapid FC Argeș. Uită-te la știrile Digisport, roșii pe Google News.